De când a început să plouă înghețat și apoi să ningă, secția de ortopedie a Spitalului Județean Buzău face față cu greu numărului mare de accidentați. Zăpada, gheața și poleiul din municipiu și județul Buzău le-au dat de lucru medicilor specialiști. În cursul zilei de ieri și până la această oră, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean s-au prezentat aproximativ 40 de persoane care au suferit fracturi la nivelul membrelor superioare și inferioare. Din cei 40, 6 au rămas internați pe secția ortopedie, deoarece vor fi supuși unor intervenții chirurgicale. Medicii ortopezi recomandă vârstnicilor să fie foarte atenți când merg prin locurile necurățate de zăpadă și polei. Fracturile la vârste înaintate se vindecă mult mai greu și pot avea consecințe grave. Chiar dacă astăzi are loc echinocțiul de primăvară, ziua care marchează începutul primăverii astronomice, vremea va fi în continuare deosebit de rece. Cerul va avea înnorări accentuate și mai ales după amiaza și seara vor fi precipitații mixte și condiții de polei.